Vernisajul a cuprins și o surpriză din partea micuților ucraineni cu care maestrul are în fiecare marți la Institutul Bucovina cursuri de desen. Alături de mamele lor, i-au pregătit maestrului un tort, din care, după ce au cântat la mulți ani în română, apoi în ucraineană, au gustat toți cei prezenți. Vă invit încă de la început să-i cântăm la mulți ani maestrului. Maestre, 78 de ani, ne-a mai rămas 50. Să ne date, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să istoria vieții mele a demonstrat că dacă nu ai un grup de oameni pe care să te sprijini, oameni care să rezoneze cu tine, oameni care să-ți te facă pe tine să-i aprecieze în măsura în care tu ești apreciat de ei, nu realizezi artistul în societate. Nu se poate. Nu există artist într-un tur de filme. Pentru mine, în această etapă a vieții, vreau să vă spun că sunt legat de oameni politici, de oameni de administrație, au respectul meu, prețuirea mea, am simțit din partea domnilor lor același lucru și asta m-a făcut pe mine să am o energie foarte bine ponderată care să-mi permită mie să mă mai manifest încă la vârsta asta. Și cum mă manifest? Am ore la școala de arte Ionii Rimeș. În momentele acestea, care marchează existența mea și eu vreau să le marchez prin ceva. Și acum am venit cu o expoziție dedicată lui Adrian Păunescu. Auzisem un comentariu făcut de o sumitate a culturii românești la Ziua Culturii, care spunea, domnule, arătați-mi acum un poet care e patriot și care... Eu zic că toți poeții noștri sunt patrioti. Dar Adrian Păunescu este ales de mine, pentru că aveam expoziția făcută de mult timp. Expoziția a fost făcută de mine cu câțiva ani în urmă, cu editura Casei Corpului Vital. Un respect foarte mare l-am pentru faptul că el este atât de deschis și împărtășește cu absolut toată lumea informațiile pe care el le-a înmagazinat, a studiat, a citit, a cunoscut, s-a familiarizat, a testat, a greșit, a rectificat, iar a revenit, a făcut ceva frumos și l-a împărtășit cu toată lumea treaba asta. De la mic, de la 2-3 anișori, până la cei mai mari, poate mai mari și decât el, a împărtășit aceste informații și le-a dat cu tot dragul, fără să ceară ceva în schimb. Asta este interesant și apreciez. El nu așteaptă din partea mea sau din partea copilului sau din partea cuiva ceva anume. El pur și simplu se încarcă pozitiv doar prin simplu fapt că el a împărțit aceste informații cu cineva. Și acel cineva le-a folosit în scop productiv, pozitiv și a trebuit și acea persoană mai departe. Și suntem așa ca într-o conexiune. El a învățat să iubească necondiționat și să împartă lucrurile bune și frumoase, fără să aibă așteptări. El își face treaba, știe că asta are de făcut, o face cu simț de răspundere, profesionalist până la capăt, dar restul nu-l interesează alte aspecte. Ce zice stânga, ce zice dreapta, el se pune liniștit cu capul pe fermă, dar știu că și-a făcut toată treaba foarte bine, iar la nivel de lucrări grafice, la superlativ absolut totul, la simbolistică, detaliu, pentru că este cameleonic. Îmi pare rău, sunteți cameleonic și versatil și vă mulțumesc.
și cu trecutul, și cu prezentul, și cu viitorul. Expoziția poate fi vizitată până pe 31 ianuarie 2024 la Galeria de Artă Zamca.